Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cașcaval pane, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 100 de grame de făină, 400 de grame de cașcaval, 200 de grame de pesmet, 3 ouă și o linguriță de ierburi aromatice. Pentru început vom bate ouăle cu puțină apă. Asta pentru a se bate mai bine. După ce am bătut foarte bine ouăle, condimentăm pesmetul cu ierburile aromatice. Am un amestec de rozmarin, măghiran, cimbru și busuioc, dar puteți folosi orice fel de ierburi aromatice doriți. Amestecăm ușor cu mâinile. Puteți omite ierburile aromatice dacă nu vreți să le puneți. Și apoi ne putem ocupa de cașcaval, pe care l-am tăiat în bucăți de grosimea unui deget, ceva de genul acesta. Voi pune cașcavalul în făină și îl voi acoperi foarte bine. Sare nu am mai pus, pentru că am un cașcaval suficient de sărat. După ce am trecut cașcavalul prin făină, îl trec prin ou și îl acopăr la fel de bine. Apoi îl voi pune în pesmet și îl acopăr la fel de bine pe toate părțile. Îl punem din nou în ou și din nou în pesmet. Asta pentru a avea o crustă suficient de groasă. Această crustă va proteja cașcavalul în timpul prăjirii. Punem cașcavalul înapoi pe farfurie și repetăm. Luăm altă bucată de cașcaval, o trecem prin făină, apoi prin ou, prin pesmet, din nou prin ou și din nou prin pesmet. Continuăm în același fel până vom termina toate bucățile de cașcaval. După ce am acoperit cu pesmet toate bucățile de cașcaval, le voi pune la congelator pentru aproximativ o oră. Le puteți prăji și imediat, dar dacă le congelați înainte, își vor păstra mai bine forma la prăjire. Am scos cașcavalul din congelator, iar acum îl voi prăji în baie de ulei. Uleiul este deja preîncălzit, așa că pot pune bucățile. Foarte important ca uleiul să fie bine încins. Vom lăsa cașcavalul pane la foc mediu pentru aproximativ 4-5 minute. Când cașcavalul s-a rumenit frumos, îl putem scoate pe o farfurie. Și vom continua să prăjim și restul bucăților de cașcaval. Am terminat de prăjit cașcavalul pane, cam așa va arăta. Haideți să vedem o bucată și mai de aproape și trebuie să o rupem, ca să vedem cât de frumos s-a topit în interior. Arată absolut minunat. Nu pot să nu gust un pic. Este foarte gustos, îmi aduce aminte mereu de copilărie, îl puteți servi cu salată sau cu piure de cartofi și sunt convinsă că va fi pe gustul vostru. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!